Eu sunt Laura și astăzi o să vă arăt cum să faceți un slime monstru și mai exact un monstru cu foarte mulți ochișori. Se face super simplu, nici nu o să vă vină să credeți. Și totuși, înainte de a începe, nu uitați să dați un like la acest videoclip, de asemenea un subscribe la acest canal de YouTube și un follow la contul meu de Instagram. Acum putem să ne apucăm de treabă. Pentru a face acest slime, vom avea nevoie de două slime-uri verzi gata făcute. În caz că nu aveți slime-urile gata făcute, le puteți face chiar voi. Am mai filmat un tutorial de genul cum să faci un slime foarte simplu și foarte ușor. Link-ul va fi aici sus pe ecran și jos în descriere. Următorul și ultimul ingredient de care vom avea nevoie sunt acești ochișori pe care îi găsiți foarte ușor pe site-uri sau la piață sau în magazinele astea cu birotică. Iar acum haideți totuși să trecem la acțiunea principală. După ce am unit slime-urile noastre, s-a primit acest slime un pic mai mare. O să-l luăm, o să-l punem frumos pe masă și o să-l întindem așa un pic. Cred că atât este de ajuns. Trecem la următorul pas. Acum vine partea cea mai interesantă, în care noi o să luăm ochișorii noștri, unul câte unul, și o să-i punem pe slime-ul nostru. Și așa continuăm până când slime-ul nostru va fi destul de plin de ochișori. Ta-dam! Și acum este gata! Cam așa arată slime-ul după ce l-am luat în mână și după cum puteți observa, dacă îl tot amesteci așa, pot să-i mai cadă ochișorii, dar nu-i problema pentru că îl amestecăm iar și iar și ochișorii mereu vor rămâne aici. Și cam așa s-a primit slime-ul nostru cu ochișori. Dacă îl întoarcem pe toate părțile, vom observa mereu niște ochi care ne privesc, ceea ce mie mi se pare super mișto, arată și ca niște muci cu ochi. Efectiv, niște muci cu ochi, ceea ce mi se pare foarte amuzant. Mie îmi place cum s-a primit acest slime, sunt destul de mulțumită. Dacă v-a plăcut și vouă, nu uitați să dați un like la acest videoclip, un subscribe la canalul meu de YouTube și un follow la contul meu de Instagram. Iar eu vă spun pa, pa și ne revedem în videoclipul următor.